ziua mondială a comemorării victimelor Holocaustului. Cunoașterea istoriei Holocaustului este un adevăr pe care trebuie să-l cunoască generația care crește și trăiește în ziua de astăzi. Prin noțiune de Holocaust trebuie să înțelegem masacrarea, omorârea, uciderea, distrugerea a sute, mii și milioane de vieți omenești. Holocaustul este un act criminal de exterminare, fie totală, fie parțială, a unui popor sau mai multor popoare. Cel mai mult au fost supuși Holocaustului evrei și romii, dar nu mai puțin nici popoarele de origine slavă, cum au fost ucraineni, polonezi, slovaci, bulgari și alții. Despre unii de crime săvârșite în timpul Holocaustului, eu cred că o să ne relateze elevii care urmează și sunt prezenți aici. Poftim care crime, cine am urmă. O politică monstruoasă față de evrei a fost purtată la începuturi, cât și în mersul celor de-a doilea război mondial. Germania a nimicit circa 16 milioane de oameni în lagări de muncă, cât și pe câmpul de luptă. Circa 6 milioane din aceștia au fost evrei, care au fost exterminați în lagări de gazare de la Auschwitz-Birkenau. O adevărată dramă a evreilor a fost programul de la Iași din vara 1941. Deportarea evreilor basarabieni peste Nistru în toamna anului 1941 și a celor din Bucovina de Nord în aceeași perioadă. Deportații erau plasați în lagări și ghetouri unde îndurau frig și foame. Astfel, în urma Holocaustului, au perit circa 38.000 de evrei. Deosebit de tragică a fost soarta evreilor din Chișinău. Din cei 80.000 de evrei, în viață au rămas doar 30.000. Ceilalți 50.000 au fost trecuți peste Nistru. Evreii erau puși în coloane de 1600 și transportați peste Nistru. Din timp erau săpate gropi. Cei care rămâneau de coloană erau împușcați. Ceilalți erau trecuți peste Nistru. Dar dacă va fi nevoie, vor fi trecuți și peste Ural. O altă tragedie a evreilor a avut loc la Dubăsari. Iată ce spune martorul ocular Petru Ignatiev. Bărbații erau separați de copii și femei, iar apoi erau înlunați spre gropile care erau sepate din timp. Erau dezbrăcați și puși pe malul gropilor, iar apoi împușcați. După ce erau împușcați, mormintele se ridicau și apoi se lăsau în jos. Aceasta este o mărturisire că în groapă încă mai erau oameni vii. Un adevărat an pentru evrei a fost și soarta tragică a evreilor din România. Câteva mii de evrei au fost duși în așa numitele trenuri ale morții, unde a fost dat ordinul ca să fie împușcați câte 200 evrei pentru fiecare soldat român mort și 100 evrei pentru fiecare soldat român rănit. Un adevărat genocid al evreilor a avut loc la Rezina, unde au fost închiși într-un grajd circa 600 de evrei, dintre care 350 au fost împușcați, iar restul au fost arși de vii într-un cuptor de vară și cenușa lor a fost aruncată în râul Nistru. Printre crime împotriva umanității este și ordinul dat de către Stalin de a împușca 22.000 de polonezi care erau floarea armatei poloneze. Aceasta s-a întâmplat în 1939 în pădurea de lângă satul Catân. Soldați care au fost luați prizonieri de către URSS în timpul când a atacat Polonia. De asemenea, la porunca lui Lenin, a fost omorâtă în mod bestial întreaga familie a împăratului rus, Nicolae al II-lea. Din numele lui Stalin este legat dosarul medicilor, prin care mulți evrei medici au fost arestați și condamnați, printre care și soția lui Molotov, de origine evreică, pe numele ei Polina.
Cauzele Holocaustului sunt următoarele. Încă din antichitate, evreii erau considerați iscusiți constructori de corăbii și negustori. Hitler îi acuza pe evrei că ei sunt cauza pierderii în primul război mondial. Persecutarea evreilor era caracteristică nazismului german, care se considera o rasă superioară celorlalte rase din lume. Iar evreii se considerau că amenințau puritatea rasei germane. Așadar, toți cei care au săvârșit crime împotriva umanității trebuie să răspundă pentru faptele lor. E trebuie că personal e bine, dar când de marfă, atunci nici nu mă uit acolo. În februarie, încă era la școală, ne-a arestat. Și ne-a dus la ghetou în Inșineu. Cu toate parfele ce s-o conduce. La sfârșitul unui mai, adică pe luni, ne-a scos din ghetou și ne-a băgat în trei de marfă. Când am ajuns în Auschwitz, ne-am dat jos. Fiecare dimineață intra și ducea, scotea pe bătrâni, pe bolnavi. Dumnezeu, probabil, m-a ajutat. Asistenta știa că cine rămâne acolo, merge într-o zi, vine rândul la fiecare. După două săptămâni, într-o dimineață, de aici ducea condelul cu mâncare și cu apă, cu celălalt. A strigat la mine, eu am văzut pe mergeala și am văzut pe cine scoate și îl duce. Și am întrebat asistentă, zice, taci din cură, nu mai bun, lasă. Pe mine și pe fata strigă pe din afară și mi-a aruncat un bocanci luat de la bătrânii pe care și ceva și îmbrăcat și ieșiți afară și prindeți cu odelul cu mâncare și fugiți, mergeți și fugiți de